kilometri din autostrada Transilvania au fost deschiși în urmă cu aproape o oră în apropiere de Târgu Mureș și este vorba despre două tronsoane între Ungheni și Iernut. Această porțiune de șosea a fost finalizată la aproape 4 ani de când au fost semnate contractele. Mergem la colega mea, Bianca Timșa, cea care are informații. Bianca, doar în România pot avea loc astfel de inaugurări. Cine a tăiat astăzi panglica? Bună ziua! Cei care au tăiat astăzi panglica au fost chiar primii șoferi care au pătruns pe autostradă. Astăzi, în schimb, reprezentanții Comisiei Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au inspectat astăzi lucrările de pe sectorul Ogra-Iernut în lungime de 3,6 km. Ieri însă reprezentanții CNAIR au recepționat lucrările sectorului de autostradă Ungheni-Ogra, adică 10,1 km. Asta a făcut recepția pentru lucrările de pe lotul Ogra-Iernut, adică 3,6 km, iar azi la ora 15 a fost deschis întregul tronson, adică ambele loturi cu un total de 13,7 km. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că în cazul în care nu vor fi finalizați 100 de kilometri de autostradă până la încheierea acestui an, atunci șeful CNAIR, Narcis Neaga, va fi demis. Mai sunt însă doar 19 zile din acest an, însă dacă e să calculăm toate bucățelele de autostradă, ar mai rămâne 41,3 km restanți. Bianca, îți mulțumesc pentru aceste informații.